Situație dezastruoasă pe drumul național 18. În acest sfârșit de săptămână, tronsonul care face legătura între Baia Sprie și Sighetul Marmației a luat-o la vale. Timp de două zile, traficul rutier în zona a fost blocat total, iar șoferii au fost nevoiți să aleagă rute ocolitoare incomode. Incidentul s-a produs în dreptul kilometrului 16 și a pus pe jar reprezentanții Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș. Cade, puțin câte puțin. Asta de unde la suprafață, aia la altă acolo, la drept, aia e pe jos, dar asta este la suprafață, da? Vedeți, sapă curată, nu? Da. Acolo, și acolo, vedeți, sunt pic tot în dumărăși. A plouat torențial? Da, a plouat torențial, a ajutat la suprafață. Sperăm să nu mai ploaie. Inițial, pe drumul național 18 au fost lăsate să circule doar mașini specializate pentru situații de urgență. Este vorba de pompieri, smurt, descarcerare și ambulanță. S-a luat decizia de către domnul prefect a închidere drumului național până vom putea asigura circulație rutieră în siguranță pe el pentru toți cei care se vor străbate. Mai mult, la urcarea și coborârea din pasul Gutâi au fost instalate filtre ale poliției. Da, deci puteți să uitați aici și drumul din spatele din asta. Deci nu aveți altă variantă. E drum la un jumătate de metru în jos, mă uită acolo. Dică bine că nu puteți scăpare va acolo, că și zic nu e fiind picat în vală. Luați-o pe cap, nu este altă variantă. Sâmbătă, o echipă de la drumul național Cluj și reprezentanții Comitetului Județean pentru Situații de Urgență